9 oameni au murit, 8 adulți și un copil și câteva 10 au fost răniți miercuri seara după ce o parte din scenă s-a prăbușit din cauza vântului puternic în timpul unui miting al unui candidat la președinția țării, Jorge Álvarez Maínez, în nordul Mexicului. Circa 50 de persoane au fost rănite, a mai postat guvernatorul Samuel García pe o rețea socială. Jorge Álvarez Maínez, candidatul prezidențial pentru formațiunea Mișcarea Cetățenilor, a postat pe social media că o rafală de vânt a provocat prăbușirea unei părți a scenei la evenimentul din orașul San Pedro García Garza, o localitate bogată de lângă hub-ul industrial Monterrey. Álvarez Maínez anunța că este bine după ce a fost transportat la spital, dar că membrii echipei sale au fost răniți și că își suspendă activitățile de campanie. Într-o înregistrare video postată pe rețelele sociale, guvernatorul García i-a avertizat pe locuitori să rămână în case în timpul furtunii puternice din zonă, afirmând că vremea rea a contribuit la accident. Álvarez Maínez este pe locul al treilea în cursa pentru alegerile prezidențiale din 2 iunie. El este devansat de candidata partidului la putere, Claudia Sheinbaum, și de Xochitl Gálvez, care reprezintă o coaliție largă de opoziție.